Bun, și acum un articol senzațional de la Fantasy, cu excepția ultimului paragraf. Băi, deci am văzut articolul ăsta și prima mea întrebare a fost cine a pus pastile în ceai lui Fantasy? Cine i-a dat sofium? Cine i-a hackuit contul? O să cine pula mea la droga pe ăsta? O să vă citesc integral pentru că pare copiat direct de pe canapea. Bă, până și exemplele sunt în aceeași ordine cu cele pe care le dădeam aici în ultimii 8 ani. Incredibil. G4. Unde duce deriva socialistă și ecologistă a UE? Bă, și titlul de pe canapea. Sectoare economice întregi în pericol de colaps, declin accentuat al nivelului de trai, retard digital. Bă, bă. Deci ăsta e titlul, da? Fantasy, din nou, Germania Familia, da? Bun. Protestul fermierilor a cuprins toată Europa. E pentru prima oară într-un deceniu când protestatari din țări diferite sunt uniți împotriva unor politici ale Bruxellesului care sfidează regulile de piață. Acum e vorba de politici ecologiste, profund de stânga și anti-piață, cunoscute sub numele Green Deal. Știu? Revolta fermierilor e însă doar vârful icebergului. Statisticile arată că deriva stângistă a Uniunii Europene a dus la adâncirea decalajului față de Statele Unite și pierderea competiției pentru inovare tehnologică. Furia fermierilor câștigă teren în toată Uniunea Europeană împotriva Green Deal, a titrat luni cotidianul francez Le Monde. În toată Europa, fermierii își arată furia față de deciziile Comisiei și consecințele invadării Ucrainei de către Rusia, a scris și la Tribune. Reuters scrie că fermierii din Europa protestează împotriva taxelor, regulilor de mediu și presiunii pe prețuri. În ultimul deceniu, mai ales după criza financiară din 2008-2010, sub presiunea socialiștilor și verzilor, tot mai vocali în Uniunea Europeană, Comisia a încercat să impună piețelor noi standarde sociale și de mediu, care se dovedesc pur și simplu nesustenabile. Un alt domeniu în care Europa pierde altitudine este industria auto. Utopia că în câțiva ani UE va putea înlocui complet mașinile cu combustibil fosil cu mașini electrice se lovește tot de regulile dure ale pieței. Vânzările de mașini electrice produse în Europa sunt în declin. Din spate vin puternic mașinile produse în China, iar cea mai bine vândută mașină electrică din UE rămâne Tesla, produsă de americani. În plus, materialele esențiale pentru producerea chipurilor necesare de mașinilor electrice sunt în mâinile chinezilor, nu în Europa. Dar ce au făcut atât de grav politicile cunoscute sub numele de Green Deal sau Pactul Verde și From Farm to Fork, lansate de comisie sub presiunea lui Ursula von der Leyen, au negat regulile pieței, regulile care nu pot fi schimbate pentru că ele derivă pur și simplu din comportamentul uman. Opa! O istoria ne arată că nici o utopie și nici o inginerie socială, oricât de generoasă a apărut la prima vedere, nu au putut modifica natura umană. Dumnezeule! Wow, ce? Serios? Noi... Fantasy! Ai tocat canapeaua, bă! Bă, noi sigur stăm pe aceeași canapea. Ai tras sofiu, da, mă, poate mi-a pus o copie aici așa. Și mă pus... Ai tocat canapeaua și ai tras-o până azi, ce pula mea ai făcut? Normele pentru fermieri, cunoscute sunt numele GAEC 7 și GAEC 8, îi obligă pe aceștia să-și lase nelucrat minimum 4% din teren și să facă o rotație neeconomică a culturilor. Aceleași politici duc la scumpirea rapidă a motorinei și angrășamentelor supra-taxate pe motiv că provin din combustibili fosili poluanți. Sunt decizii care le produc fermierilor daune majore, pe unii duc direct în faliment. Unele țări precum Olanda au dus ideologia și mai departe, au încercat să le interzică fermierilor să crească un număr prea mare de vite pe motiv că poluează. La aceste taxe și reguli noi se adaugă o supra-reglementare fără precedent creată de birocrația bruxeleză, mereu dornică să-și dea singură de lucru pentru a-și dovedi utilitatea. Vai de pula! Vai de zeci de reguli, unele de neînțeles, îngreunează producția și comerțul cu produse agroalimentare într-o piață care îi succes în anii 70-80 se baza tocmai pe libertățile fundamentale de circulație a mărfurilor, a capitalului și a oamenilor. Toate aceste taxe, standarde și reguli creează și inflația care în ultimii ani a erodat masiv puterea de cumpărare a europenilor și a facilitat ascensiunea extremelor atât de stânga cât și de dreapta. Gândiți-vă doar la energie, cât de mult au crescut facturile în ultimul deceniu. Explicația ține parțial de piață, crize felurite precum invazia Rusiei în Ucraina, dar și de supra-taxarea combustibililor fosili și subvenționarea energiei verzi. Toate acestea sunt costuri pentru clientul final. La reguli care vor să înfrângă piața se adaugă și supra-reglementarea și supra-taxarea în domenii cheie precum tehnologia, ceea ce face ca UE să nu aibă niciun campion digital. SUA, China și Japonia inovează, Europa reglementează. Cam așa s-a scris istoria competiției digitale globale în ultimele două decenii. E și cazul inteligenței artificiale. Uniunea Europeană nu are nicio inițiativă notabilă în domeniu, dar a moșit prima strategie de reglementare. Etica muncii suferă și ea în Uniunea Europeană sub atacul constant al sindicatelor și noilor generații care presează pentru reducerea timpului de lucru și lucrurilor remote, fără presiunea biroului. În acest timp, Asia și Statele Unite cunosc creșteri semnificative de productivitate. Rezultatul acestor politici de stânga, antipiață și anticapital
se văd în statistici. Europenii se confruntă cu o nouă realitate economică. Sunt din ce în ce mai săraci. Economia zonei euro a crescut cu aproximativ 6% în ultimii 15 ani, măsurată în dolari, față de 82% pentru SUA, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, citate de Wall Street Journal. Acest lucru a făcut ca media țărilor din UE să fie mai săracă pe cap de locuitor decât fiecare stat american, cu excepția Idaho și Mississippi, potrivit unui raport realizat de Centrul European pentru Economie Politică Internațională, un think tank independent cu sediul la Bruxelles. Dacă tendința actuală va continua până în 2035, diferența dintre producția economică pe cap de locuitor în SUA și Uniunea Europeană va fi la fel de mare ca cea dintre Japonia și Ecuador în prezent. Încă o statistică relevantă. Uniunea Europeană reprezintă în prezent aproximativ 18% din totalul cheltuielilor de consum la nivel mondial, față de 28% pentru Statele Unite. Acum 15 ani, UE și SUA erau la egalitate 25%. În fața acestei crize, întreaga arhitectura Green Deal-ului și capacitatea UE de a realiza tranziția ecologică sunt puse sub semnul întrebării. Popularii europeni vor să întoarcă reformele ecologice pe care ei înșiși le-au susținut. Să fim bineînțeleși. Asta e ultimul paragraf, care e cel mai de aiurea. Mă rog, penultimul. E normal să luptăm pentru scăderea poluării? Nu. Să cerem un transport în comun mai eficient? Da. Să impunem standarde suportabile în industrie? Nu. Dar e greșit și contraproductiv să ne lăsăm orbiți de ideologie și să credem că putem schimba regulile pieței în numele acesteia. A explicat-o perfect cercetătorul Sorin Dinu în această analiză publicată pe Economedia. Noi românii știm perfect, după 45 de ani de comunism. Așa se întâmplă însă când țipetele vedetei media Greta Thunberg sunt mai ascultate la Bruxelles, Paris și Berlin decât argumentele decente ale antreprenorilor și angajaților. Acum se manifestă efectul de pendul. Excesului de socialism îi se răspunde cu discursul anti-UE de către partidele extremiste. Și ăsta e paragraful cel mai cancer. Atenție, critica socialismului european nu înseamnă critica întregii construcții, ba da, ci a exceselor și derivelor acestei ideologii. Și asta. Aceasta nu e soluția, pentru că UE în sine e o construcție politică bună. Iar distrugerea Uniunii ar readuce războiul pe continent. Fals. Ceea ce trebuie să facă partidele mainstream este să corecteze deriva ideologică și să revină la decența economică. Bun, acum ultimul paragraf, nu tăieți. Pacea în Europa este menținută de NATO, nu de socialismul bruxelian. Bun. Dar sărind peste ultimul paragraf. Bă, dacă îl cunoașteți pe om și aveți cumva legături personale cu el, vă rugăm frumos, mergeți și verificați dacă nu-i ținut o static. Să clipească de două ori dacă e ok. Vă rugăm frumos, vedeți dacă e în regulă omul. Dacă da, foarte bine. Că, nu de alta, dacă rapeaua mai conține și niște burete și... Periculos, dacă tragi până pe... Bă, deci articolul este senzațional. După standardele G4Media este un articol senzațional. După standardele G4Media este extremist, este extremist de-a dreptul. Da. Cititorii fanatici ai G4Media l-au acuzat direct de extremism, de aurism, că e pro-Rusia, adică știi, cunoașteți textele, da? Bun, deci, au curs acuzațiile un deliciu. Un deliciu, pe bune. Și-a creat o cudure de nu te-ai putut imagina, mai ales că, bineînțeles, primul lucru a fost împărțit șeruit automat de către boți în toate grupurile de useriști, da, unde e afiliat G4. Bă. Și toți au deci foaming at the mouth, da? Adică foarte bine, how dare you? Că practic de-aia a pus ultimul paragraf, încercând să-i placheze cumva pe ăștia, deci, pe sistemul, nu sunt aurist, dar bă, da, socialismul european, pe bune, e de căcat. Bineînțeles că nu l-a ajutat foarte mult, tot l-au făcut aurist și pro-rus, chiar dacă evident nu e, dar nu contează. Pantazii este eurofanatic. Da, el urmează ordinul pe unitate aici. PPE, la sfârșitul zilei, înseamnă aproape în primul și singurul rând CDU. Și CDU și-o ia la muie. Ia CDU, oricum o să ia muie la alegere, dar nu vrea să ia chiar Soma muie, știi? Adică să nu doară prea tare, da? Adică să fie muie, nu deep fruit. Exact, da. Fix așa. Da. Și nu throat pie. Numai că nu poți să te întorci la 180 de grade fix acum și te aștepți să mai fii și crezut. După ce 10 ani ne-ai tocat mărunt cu dileală ecologistă. Nu te credem. Nu? Asta 1. 2. CDU sau PPE au cultivat o alianță de simpatii cu extrema stângă, mergând până într-acolo încât să nege că există extrema stângă. Da, mai țineți minte, pe vremea lui Merkel exista doar deviaționismul de dreapta și extremismul de dreapta. Extrema stângă nu exista. Adică toate atacurile alea ale Antifa din Germania... Nu existau. Poziția oficială a CDU este că nu există sau sunt accidente sau n-ai nicio treabă. Nu sunt motivate ideologic. Exact. Sunt copii care nu știu ce fac. Nu. Bun.
negând că există extrema stângă și cultivând această alianță, fie ea și doar la nivel de retorică, deși deseori și la nivel parlamentar, cu extrema stângă, au legitimat raționamentul, care de altfel chiar este extremist, potrivit căruia cine nu e în cuget și simțire cu verzismele finanțate de China și Rusia, apropo, cine nu e în cuget și simțire cu LGBTismele, cu marxismul economic, da? Cine nu e cu destea, bă, să-i Putin. Asta e un argument extremist în sine, dar pe care PPE și CDU l-au legitimat și l-au cultivat. Acum, vreo 4 cicluri electorale, 3 cicluri electorale. A mers, da, e politically expedient, da, cine nu-i de acolo cu mine, mă, să ai Putin și la revedere. În Germania nu prea a mers, că acolo toți sunt putiniști. Până când Putin a intrat în Ucraina și facturile au crescut în ultimul hal. Și lumea a zis, ok, mama e Putin, dă-te pizda mă tine. Asta unul și doi, ăia cu mă, să ai Putin, da, conservatorii polonezi, au trimis tancurile în Ucraina. În vreme ce ăia care sunt niște moderați centriști, cum ar fi Germania, Au refuzat. Și au început lumea să pună întrebări. Din toate zonele spectrului politic, nu doar de pe dreapta, toți au început să pună întrebări. Bă, dar sigur, mă? Sigur m-au mai Putin. Dar sigur m-au mai Putin. Dar dacă nu-i? Sau invers, pentru cei care aveau deja înclinații filoruse, auzi, dar și ce dacă e mama Putin? Dar chestia asta cu și ce dacă mama e Putin a apărut inclusiv la aia care nu-l suportă pe Putin. Exact, care nu sunt proroși, sigur că da. Ok, mama e Putin, te-mi pizda mătii. Argumentul meu este valid. Și acum revenim la argument, da, exact. Da? Și după aia s-au întrebat, auzi, dar dacă mătai Putin, de fapt? În cazul de Die Grünen, da, sau în Parlamentul European United Nordic Green Left, chiar putem să întrebăm, auzi, dar nu cumva măsa ăla e Putin? Sau Xi Jinping. Sau Xi Jinping, da, poate măsa e Putin și taxul Xi Jinping. Nu mă întrebăm. Dar de multe ori chiar așa e. Dar nu mă întrebăm. Nu punem etichete. Încă. N-avem dovezi. Mai puțin la Podemos, acolo am dovezi. Bine, la Podemos nu mai există dubii. Nu mai există. Nici măcar în Spania nu mai există dubii. Nu mai există, da. Acum urmează alegerile locale, să așteaptă să fie desfințați de electorat. Nu mai discutăm. Nu, da, la restul. Nu punem încă etichete, că nu avem încă dovezi. Toate dovezile. Dar am în state. Nord Stream 1 și 2 ar fi niște dovezi. Ar fi niște dovezi, da. Dar uite, dar am în state. Da. În state, din mai multe studii au elevat că gen 80% din organizațiile ecologiste și 100% din aia care fac proteste de climă, cam tușesc în ideograme. Aoleu. Ce facem? Adică politica KGB activ nemeropriatia, că despre asta e vorba până la urmă, numai că în ideograme. Și a lui cum îl chema nenela cu B, am uitat. Bezmenov, el doar a dezvoluit-o, n-a dezvoltat-o el. Păi nu, dar mă rog. Da. Ce a spus Bezmenov chiar funcționează? Cam aici, dar normal că funcționează, stai puțin, ce vorbim. Wow, ce surpriză. Și problema e că vremea aia a trecut. Nu mai poți să le spui tuturor care nu sunt de acord cu tine că sunt putiniști, pentru că devine extrem de evident pentru oricine, inclusiv oamenii care n-au citit o știre în ultimii 3 ani, că bă, nu e așa. Bă, a devenit evident inclusiv pentru pupătorii de talpă autocrată. Mai ales de când cu vaccinurile, da? Ne-au făcut putiniști că nu vrem să ne vaccinăm până au început să cadă ca muștele niște unii vaccinați. Da, exact, da. Cum a pățit ăla care l-a înjurat pe Djokovic când așa și a murit în timp ce el discuta despre Djokovic, adică da. S-a făcut liniște, nu mai e nimeni măsa Putin. Nu mai e nimeni măsa Putin, da. Și se pun întrebări serioase. Plus că uite, apropo de asta, pe cifre, da? Deci dacă cine nu vrea să QR-codizeze, măsa e Putin. Ok, 68% dintre români nu s-au QR-codizat. Mai adaugăm și pe aia cu cifre false, deja e peste 70%, da? La dracu, Bolsonaro a avut certificat fals despre ce vorbim aici. Bun, în fine. Păi bun, dar susținerea pentru Putin în România n-a depășit 14% în 1000 watt. Deci nu prea merge. Acum nu zic că ar fi fost evident ceva putiniști și dintre ăștia care n-au vrut să QR-codizeze. Cu siguranță că au fost. Dar nu merge. Și a devenit evident și pentru ei. Da, bineînțeles, sigur că da. Bine, și invers, putiniștii sunt supărați că puteau miza pe suportul unor oameni importanți, influenți în timpul pandemiei și când a venit în început războiul, au rămas fără mai toți aia, pentru că... Și putiniștii sunt supărați. Al dracu șmecherie, who the fuck, da? Ce face Pantazia? Acum este mișcarea pe care au făcut-o niște francizi la finalul ocupației naziste, da? S-au trezit toți că sunt membrii ai rezistenței. Exact. Cum glumeam noi pe grupul intern sau pe noi, pe public, că la un moment dat o să vedem steagul ăsta la toată lumea și toți o să fie, we are all don't tread on me now, știi? Adică... Nu.
Nu o să te luăm în serios, dar e amuzant. A picat excelent articolul ăsta. E amuzant. Excelent. Să-l vezi pe Pantazi scriind despre socialismului, mișcări antipiață, anticapital. Deși îmi aduc aminte, discursul lui despre UE mă trimite cu gândul la niște scene filmate în studio 1 al televiziunii române. Ăla cu ștergete la gură? Nu. Ăla cu antinat idealurile sociale. Nobile idealuri, da, exact. Da. Da. Fix ultimul paragraf e despre asta. Da, atenție, noi criticăm aici deriva socialistă, noi Uniunea Europeană în total. Noi credem că ăștia au întinat nobilele idealuri ale Uniunii Europene. Discursul lui overall mă trimite cu gândul la Iliescu în studioul 1 al televiziunii române în perioada Revoluției. Da, sau la Gărbaceu prin 86. Acum, noi am mai glumit pe aici că Uniunea Europeană urmează Brejnev, Gorbaciov, probabil Gorbaciov, după care urmează colapsul. Adică, da, nu știu acum ce vrea el să fie acolo, că vrea să fie Iliescu sau Gorbaciov. Fidesz vine, ajunge Orban președintele comisiei și desfințează. Nu, Orban nu o să ajungă președintele comisiei, că îi place să fie premier la el acasă, dar Fidesz are toate șansele să arunce din nou votul decisiv pentru următoarea comisie, la fel cum a făcut și în 2019. Și nu cred că data asta va fi la fel de tolerant. Vreau președinte de comisie de la Miozanc. Nu, să se întâmple asta. Dar eu știu, dar vreau. Aș vrea ca comisarul pentru migrație să fie din Ungaria. Yeah. Președintele comisiei să fie de la Fratelli d'Italia. Adică de ce nu? Da? Why not? Comisar pentru piața digitală Cristian Terheș. Adică e o glumă din asta mega proastă, dar știu că oamenii ăștia n-ar fi capabili să guverneze. That's the point. That's the point. Comisar pentru agricultură, un italian din sud. Sau un francez care era pe tractor acum un an în stradă. Ceva, o glumă din asta mega proastă, da. Sau vreun neamț fermier. De la AFD. Sau vreun olandez fermier. Exact, de la BBB, da, corect, corect. Adică, why not? Și da, și e mai probabil decât crede lumea. Dar uite că vremea a trecut. Fraților, în 88, posibilitatea de a intra cu tancul în Kremlin. În Piața Roșie să tragi în Kremlin. Era zero. Nu că era zero. Era de neimaginat. De neconceput, da. De neconceput pentru 99,9% din ruși. Deci pentru 100% din clasa conducătoare. Și a venit 1991 și Boris Yeltsin. Da. Pentru 100% din clasa conducătoare și 99,9% din ruși. Și s-a întâmplat. Bine, la fel ca și posibilitatea unui protest pan-european explicit anti-Bruxelles. Era de neconceput în 2015 și a venit 2024. Delay-ul e destul de mare. Dar ce s-a întâmplat anul ăsta pe toată Europa a fost o bubă care odată ce a bubuit nu s-a curățat. Mai are de supurat. E mai grav. E că se întinde. Există în medicină un parazit. Se numește Tenia echinococ. Care se localizează în plămâni sau în creier și creează niște pungi de lichid. Un chist enorm de lichid care conține alți paraziți. La extirpare chirurgul trebuie să facă cumva să-l scoată întreg. Absolut tot ce este omenește posibil să nu spargă chestia aia. Pentru că dacă o spart-o, pacientul ăla nu mai supraviețuiește mult. Mm-hmm. Fie moare în șoc septic în următoarele 20 de minute, fie se împrăștie atât de tare în organism încât nu mai ai nicio șansă să-l salvezi. No, gândiți-vă că protestele fermierilor anti-Green Deal din Europa au fost un chist de tinie echinococ spart.
De chirurg, da, de un chirurg incompetent. Nu, nu, vezi... nu, nu spac de un chirurg incompetent, spac ciocanul. De ce se întâmplă dacă apăsăm aici? Tazam, da? Puternic, Tazam face altă gaură. Exact. Da. Exact. De altfel, în mișcări din astea de masă și erupții de proteste, deseori, nu totdeauna, dar deseori se întâmplă gluma asta. Începe de la o chestie care poate nu e așa importantă. Bă, dar e importantă că a început de la mâncare. Bun, aici s-a întâmplat să fie așa, dar de multe ori nu e așa, da? Adică și la noi a început de la un pop ungur care l-au mutat de la, da, o parodie la alta. Who give a shit? Să e nimic important. Și before you know it, bă, știi ceva, vrem schimbă regimul, iar nu trebuie să iei căpăt, știi? Sau în Kârgăstan, a început de la hai să schimbăm sistemul Prăpisca, să ne putem și noi muta în capitală, and before you know it, vrem independență și vrem altă țară și mă bapul la șăruș și ia hai muie și să acuz. Apropo, avem Kalashnikov care tușește în chirilică, le-a mama dracu. Before you know it, s-a schimbat. Da, până la urmă, și în România a început cu un popă. Dar tot cu mâncarea continuat. Da, după aia și-au lăsat de mâncare. Exact. Nu, aici a început cu reglementări și după aia a continuat cu mâncare. Bine, nu, a început cu pandemia, după aia au continuat cu reglementările, după aia cu mâncarea și după aia, hai, stai puțin, te-ai luat de mâncare, te-ai luat de sănătatea mea individuală și acum m-au mai și fus la cap și m-au mai îndoi cu cost of living. Nu-i bine. Și nu-i bine. Adică, în general, nu-i bine. Sigur că, luate individual, fiecare dintre proteste are o mulțime de honcuri. Are o mulțime de prostii spuse în public. Bă, am, dar n-ai precedent, cum. Am trecut prin prostiile fermierilor români. Da? Și am găsit câte 7 sau 8 care au rezonabile. Nu, 12. Și, nu, și încă 5 care se puteau face. Se chiar, puteau chiar face, dacă da. Nu erau neapărat. Deci 12 de toate. Din 76. Deci așa e și pe în alte țări. Nu vă închipui schimbare diferență. However, de obicei la lucruri de genul ăsta contează mai puțin asta, contează sentimentul din spate. Și dacă sentimentul din spate e pe bune de revoltă sistemică, nașpa. Nu mai merge cu mai dă-le 100. Asta apropo tot de ciolacul care este mai dă 100, da? Și iar ea să zic Ceaușescu. No, noroc că nu eram în fața CC-ului cu camioanele și cu tractoarele. Da. Că le dădea ciolacul încă 100 și era honcul complet. Și de asta să tem. Și eurofanatici au motive foarte realiste să teamă, pentru că instituțiile lor, cercetătorii lor, da, le spun, bă, am trecut măsura. S-a trecut măsura grav și știți pe aia pe care i-a făcut putiniști? Actually, most of the time they have a point. Și câteodată nu numai că they have a point, dar politicile lor sunt mai bune decât ale noastre. Și acum PPE încearcă pe cât se poate să preia din politicile așa zise extreme drepte, care de fapt nu e extremă dreapta de cele mai multe ori, da, cum este un, a fost portretizată ca extrema, da, dreapta atât de mult. Și acum trebuie să faci damage control repede, spui actually nu-i chiar așa, stai că ne-am mai gândit noi așa. Ei, da, aia se întoarce împotriva ta. Da, pentru că... Păi stai așa, nu erau... Ai treabă, deci până acum ai mințit. Nu erau extrema dreaptă. Acum de ce vrei politicile lor? Mm-hmm. Păi poate că păi chiar dacă, nu erau extrema dreaptă. Asta unu și doi, dacă vrei politicile lor. Deci te-am votat pe tine care le copiezi. Cât mai bine votăm original. Așa a pățit social-democrată în Suedia, așa a ajuns Sverige Democrată la putere. S a încercat pe cât, PSD-ul suedez, a încercat pe cât posibil să ia toate politicile SD-ului despre imigrație, cerșetorie, infracționalitate în public și mai departe, pe final de mandat. Și popul mi-a zis, ok, deci cu alte cuvinte, politicile propuse de SD în ultimii 15 ani erau toate corecte, da? Da, bun. Pe atunci votăm cu ei, că ei sunt originalul. Deci să votăm cu tine care ești o copie incompetentă. Și așa a pierdut S puterea într-un vot absolut șocant, pentru că nu le-a trecut nici acum, adică încă-i cu durere în interiorul social-democrat. Da, măcar aia fac damage control mai ok. Bine, au și populația. Populația e altfel, da. Bă, dar nu poți face asta pe la nivelul întregii Europe, pentru că nu există poporul european, friendly reminder. Nu, nu. Și fiecare popor e cu specificul lui. Nu, nu. Vreau să văd făcând chestia asta în Latvia, de exemplu. În Letonia, da, bine. În Letonia, uite, și acolo la fel. Cum îi faci pe aia putiniști? Adică, aia care au fost de acord să aloci 3% din PIB-ul țării, băi, cât e nevoie ca să susțină Ucraina, what? Nu prea merge să-i faci pe aia putiniști, da? Și care deportează inclusiv ruși născuți în Letonia. Dacă nu știu limba letonă până acum, pa! Și în Lituania la fel, și în Estonia la fel, da? Nu merge. Nu merge, bă, nu merge, adică... Nu îi faci putiniști pe aia pentru că nu-s de acord cu migrația ta, în timp ce ăia își bagă, like, puncte procentuale, nu că 0, nu, puncte procentuale complete din PIB ca să-i susțină pe ucrainieni. Da.
Împotriva lui Putin. Mm. De la un punct încolo să vă întreba corect. Ia să mai reevaluăm cine sunt prietenii. Și mai e o chestie, o chestie pe care lumea nu știe. Țările Baltice sunt foarte vulnerabile. Agricole, da, sigur. În agricolă, da. Pe politici agricole. Sigur. Sunt foarte vulnerabile dacă le-ai futut prețurile pe îngrășăminte și combustibili. Da, și la ei se vede și mai repede că e populația mai mică, piața mai e mică. E nenorocit! Da, sigur că da. Cum îi faci pe aia putiniști? Uite, și ca să vedeți cât de mare e damage control-ul, Die Welt, care este ziarul apropiat de CDU totdeauna, și cel mai citit ziar din Nemția, publică săptămâna asta un politolog de-al lor, da, al CDU-ului de zeci de ani, și care spune, asta cu interzisul AFD-ului este cea mai imbecilă idee din politică pe care am auzit-o vreodată. El fiind de 40 de ani în politică, știi, adică, da? Și după aia, și primul paragraf, da, discuția despre imigrație și despre asta nu este de extremă dreapta, este o chestie de bun simț până la urmă. Și dă, cum ziceam, prin 2016, bă, în preistorie, în 2002, poziția AFD-ului despre imigrație era poziția tuturor partidului, nu, poziția SPD-ului. Inclusiv, deci da. Toate partidele, mai puțin Die Linke, aveau aceeași poziție, da? Bă, cum să bine, intru oricine? Bine, dar Die Linke e special, da? E cu nevoi speciale. Cu nevoi speciale, da. Bun, și se întâmplă toate chestiile astea, da? Această realiniere, inclusiv la nivelul instituțiilor și intelectualilor și a aparatului ventriloquist al Comisiei Europene, da? Adică a marionetelor. Da, bun. Ce a înțeles Ursula din asta? G4. Cu Europa cuprinsă de protestele fermierilor, șefa Comisiei anunță lansarea unui dialog strategic privind viitorul agriculturii UE. E un format de discuție despre sprijinirea agriculturii în limitele planetei noastre. Deci n-a înțeles nimic. Păi ești nebun? Da. Fix cu aroganță de tipul ăsta. Ăsta e cel mai bun argument pentru votat AUR în iunie, AFD în Germania, Vox în Spania, BBB sau PVV în Olanda. Oameni de genul ăsta, ca Ursula, Trebuie, cu orice preț, să ia bocanci de 5 ori pe zi și o dată seara ca suplimente nutritive. Și nu doar politic. Eu pe Ursula aș trimite-o într-o Muslim Brotherhood politic. Nu, tati, aș trimite-o prin Molenbeek, că e la 500 de metri de locul ei de muncă. Nu. Are taharul și acolo. Direct în Muslim Brotherhood. A, o să trebuie să până la Caiu. E departe, are Muslim Brotherhood la ea în cartică. Da, dar e acolo. Mm. Poate scăpa și veni înapoi. Ah, corect, da. Din Egipt iau-o pe jos înapoi până la Brăzut. Nu, tempul mea acolo. Ia vezi cum e. Băi, deci lasă-o moție de treabă. Cetățenii tăi îți fut lanțurile de aprovizionare, exasperați de ideile tale. Colegii tăi de partid se dezic de ideile tale. Tu, da, toți. Da, toți, bă, toți. Și tu îi dai înainte. Ești ca Ceaușescu de acum, da? Limitele planetei, că Sloboz crucificat, că moții lor, că să vedem, că clima, da, fă! Dar de unde știe Ursula limitele planetei? Păi da, chiar, bună întrebare. Cine a murit și a făcut-o pe Ursula, șefa la climă? Nu șefa la climă, șefa la planetă. Șefa la planetă, da. Da, adică, bă, da, totuși, dă-o dracu de și drag. Mai am o întrebare. Cum anume compensează Europa, care are 600 de milioane de locuitori? Iși, da. La limitele planetei, când China și India, 3 miliarde, care dețin jumătate din populația planetei, aproape. Mai puțin, da. Aproape, da. În orice caz, dacă luăm și pe Indochina și sigur, așa. Sigur, de 5 ori mai mulți decât Europa, e clar. Așa, da? Nu dau 2 bani. Bă, da, la chiar, adică bă, China a construit anul trecut mai multe centrale pe cărbune decât toată Europa la un loc în ultimii 50 de ani. Da, deci cu mult înainte de Green Deal. Deci da? Cum compensează? Să ne sărăcim noi pentru ce, mai exact? Trecem pentru China. Pentru China, exact, da. Trecem peste faptul că toate asta cu verzeala, cu panourile solare, sunt o subvenție acordată CCP-ului. Deci în sine o politică pro-chineză. Da? Și mai apoi, foarte important, să ne sărăcim pentru ce, pe mai ales că obiectivul în sine nu e clar. Care e obiectivul? S-a supărat prietenul fete mele vitrege a Emiliei. Mm. Zis că lucrează pentru chinezi. Deci, că lucrează în vieftul cu panouri solare? El vinde parcuri de energie solară. Da, atunci lucrează pentru CCP. s-a cam supărat. Etap și și după aia i-a trecut așa 20 de secunde și a zis știu de la nici vă de la, nu? Adică, da. Știi, la modul că nici el nu era supărat serios, știind da, că da, e o subvenție acordată Partidului Comunist Chinez. Ce pula mea!
Unde se produc cele mai multe panouri solare? Se produc doar în China, astea care se aduc în Europa. Avem producție de panouri solare în Europa? Anything meaningful? Nu. Nu. Avem producție de panouri solare în Rusia? Nu că a contat, că nu am cumpărat, că sancțiuni. Avem producție de panouri solare în Orientul Apropiat? Încă nu. Asta se visează. La un moment dat să fie, dar nu e încă, deci nu. Deci, mai face SUA, dar puține și oricum. China. Și până și SUA importă din China, din când în când. Deci da. China. No, și în momentul în care se întâmplă lucrurile astea, ne sărăci. Și din nou, obiectivul în sine. Eu îi contest legitimitatea obiectivului în sine. Da? Dar cine pula mea ești tu să știi limitele planetei? Bă, presupunând că ar fi adevărat. Eu cred, contest în sine toată ideea. Dar hai să spunem că ar fi adevărat. Am stabilit cumva beyond reasonable doubt care sunt limitele planetei? Nu. Te-a votat pe tine cineva, Ursula, cu scopul să impui tu limitele planetei? Nu. Nici măcar Parlamentul European, care te-a pus președintea Comisiei Europene, nu te-a pus pentru agenda din asta. Mai vezi glume din alea cu cea mai caldă vară din ultima astă? De... Stai puțin, anul 2024 e teoretic cel mai cald an din istoria lumii. Până acum am degerat de frig. Dar nu, da, din ultima astă de mii de ani. Da, bine, știi unde știi tu cât era temperatura acum 100 de mii de ani? Cu precizie, că așa aproximativ că a fost mai cald, mai frig, asta se poate ști, se poate aproxima. Se numește dendrologie. Dar nu-ți dă precizia pe care o pretinde. Nu, nu știu. Activiști. Nici. Într-adevăr, îți dă tendințele, de acord. Tendințele sunt... Nu, îți dă tendințele de umiditate. Ok, da, și cu alea poți aproxima cât de cât temperatura. Dar ăștia pretind că știu precis cât era temperatura pe 20 nu, ianuarie. Niciun dendrolog care se respectă. Noastre, știi? Nu, adică, băi, pleacă-mă de aici. Niciun dendrolog care se respectă. Nu o să spun asta. Eu știu că și știința e una și ce spun activiștii alta. Știu foarte bine lucrurile astea. Pentru că, ghiși ce? Nu avem copaci mai bătrâni de 9000 de ani. Da, dar cert este că pula mea, nu trăiesc copaci 100 de mii. Aroganță de genul ăsta, tipul cursul la von der Leyen, mi se pare motivul cel mai important pentru care merită votate partide de quote-unquote de extremă dreapta, numai de al dracu. Bă, cele mai deci în timpul războiului rece, cele mai agresive politici ecologice erau subvenționate de USS, bineînțeles. Și duse de statele sovietice. Și nici măcar alea nu aveau pretenția că știu limitele posibile pe care le poate duce planeta. Și se dezvoltau industrial pe niște la o scară enormă. Trecem peste faptul că și alea, bineînțeles că erau ipocrite, da? Adică, pe de o parte, Uniunea Sovietică era locul ecologic și verde și în același timp avea cele mai poluate orașe de pe planetă, punct. Ca și astăzi, de altfel, care sunt cele mai poluate orașe din lume? Păi din primele 10, 8 sunt China. Adică ăia care plătesc toate căcaturile verzi. Mm-hmm. Da? Mai ales din state. Și probabil și din Europa, dar nu știm încă în detaliu cât. Eu sunt curios cât primește Ursula de la China. Ia, o întrebare foarte bună, având în vedere că știm deja că și președintele Parlamentului European era mintuit de Qatar. De ce n-ar fi și cu Ursula mintuită de cineva? De Pfizer știm sigur, dar nu știm și dacă și de China sau de... Nu. Cât primește Ursula de la China pentru implementarea New Green Deal? Sau cum probabil are procent din exportul de panouri solare. Nu m-am mirat. De obicei așa face, așa se negociază cu Occident. Pentru că, frate, soții Langa cu demențe de genul ăsta, când turiști ca fermierii tăi să nu-ți mai asigure mâncarea populației, și când zăiești integritatea ta fizică până la urmă, nu mă zic, adică e deja dubios. Da? Nu că e dubios, e maxim e ceva, ceva putere de Belgia sau în Germania. Păi nu, Bruxelles nu e în Belgia. Ea, atunci, da. Da. Și uite că ultimul care a făcut glume de genul ăsta, știam sigur că era finanțat de Rusia. Mm-hmm. Schroeder. Mm-hmm. Dar măcar ăla nu s-a ascuns de lucrul ăsta. Ăla și-a trât mita pe fața Bundestagului. Și continuă să-și dorească să ia bani de la Rusia. Și după aceea s-a angajat fără niciun fel de jenă la, la Rusia. Da. Rusia, da. Spai că la Rasneft, da. Dar măcar ăla era pe față. Da? Tu a cui ești? De a cui ești, maică? Că pe bune, adică cred că mai degrabă trebuie întoarsă masa invers. Da? Mă faci pe mine putinist. Ia hai să vedem invers, nu cumva tu? Că nu de alta, dar există un argument mai mare că Ursula e de-a lui Putin sau și de-a lui Xi Jinping. Și vrea să slăbească economia europeană pentru a
cultiva panslavismul duginist sau Belt and Road Initiative, da? Sau aia. Decât argumentul că partidele din ECR sau chiar multe din ID ar fi putiniste. E mai puternic în momentul ăsta argumentul că Ursula e de-a lui Putin sau de-a lui Xi Jinping sau de amândouă.